Unii dintre marii gânditori sunt cu ani întregi înaintea timpului lor, în vreme ce alții sunt chiar la milenii distanță. Faraonul Akhenaton s-a dovedit a fi dintre cei din urmă când a luat cele mai iubite icoane ale Egiptului, zei. Dacă ar fi reușit, lumea ar fi cunoscut o mișcare monoteistă la scară mare, 1000 de ani înainte ca Biblia evrească să fie scrisă. În schimb, ardoarea sa nemăsurată i-a îngropat practic nou găsita credință. Erau vremurile în care faraonul era considerat un zeu, așa că a fost nevoie de un efort considerabil din partea zeului și a mesagerului celorlalți zei pentru a-și îndepărta aproape întreaga populație, dar cumva Akhenaton a reușit exact asta. Akhenaton a moștenit un imperiu imens când a preluat puterea în 1390 înaintea lui Hristos. Tatăl său, Amenhotep al III-lea, a stabilit relații diplomatice cu regatele vecine și a creat o eră de liniște și pace. Această epocă de aur din istoria Egiptului a dat naștere cultului lui Amon-Ra, care era slăvit mai mult decât toți ceilalți zei pentru că aducea fertilitate în cornul abundenței. Odată cu statutul lui Amon-Ra, a crescut și statutul preoților săi. Aceștia controlau o treime din avuția țării și, în curând, au devenit la fel de puternici precum însuși faraonul. Probabil că Amenhotep a simțit amenințarea deoarece a început să-și arate interesul în privința zeului Aton, iar când faraonul favoriza un zeu, în general, poporul îi urma exemplul. Probabil că este ce a sperat și Amenhotep. Oricare i-ar fi fost planul, nu a ajuns să-l vadă îndeplinit. Când a murit în 1352, înainte de Hristos, Akhenaton a preluat fraiele sub numele Amenhotep al IV-lea. În doar câțiva ani a transformat radical lumea Egiptului. Prima schimbare remarcabilă care a apărut după succesiunea la tron a venit în artă. Reprezentările familiei regale din acea perioadă au un stil surprinzător de realist. Faraonul și soția lui Nefertiti sunt înfățișați cu abdomene bine proporționate și cu torsuri slab. În imagini se joacă și își sărută copiii. În toate ipostazele, soția este înfățișată ca egala lui. În comparație cu epoca modernă, în care membrii familiilor regale au propriile talk show-uri, iar președinții își pierd nopțile făcând turul emisiunilor televizate, acest lucru poate părea o nimica toată. Dar în Egiptul antic, aceasta era vulgaritatea absolută. Nu era decât începutul. Faraonul își schimba apoi numele din Amenhotep, care însemna Amon este mulțumit, în Akhenaton, adică cel care este de folos lui Aton. Această palmă peste fața preoților lui Amon-Ra este o provocare directă. Akhenaton a început să închidă templele lui Amon și să redistribuie fondurile care le fusese rădate de stăpânire. La fel cum preoții spuseseră doar că pot comunica cu Amon-Ra, faraonul a spus că era fiul lui Aton și că avea o linie directă de comunicare cu zeul. A mers chiar mai departe, abandonând vechii zei și declarând că Aton era singurul zeu. Pluralul cuvântului zeu nu mai era folosit. Pus în perspectivă, acest lucru ar fi asimilar cu votarea în Congres a unei legi care să le interzică oamenilor să se uite la televizor. Dar noul faraon nu s-a mulțumit cu aceste schimbări drastice pentru a-și asigura puterea. Preoții lui Amon încă mai aveau o influență semnificativă în capitala Teba, așa că Akhenaton le-a subminat această influență mutând capitala într-un loc mai îndepărtat, în deșert, anumit noua capitală Akhetaten, Amarna de azi, adică orizontul soarelui. Zeci de mii de oameni urmau să se mute în pustiu, o mulțime de proiecte de construcție au început aproape imediat. Noul oraș urma să aibă toate facilitățile, palate, lacuri și, cel mai important, templul lui Aton. Mare parte din resursele țării au fost redirecționate către noi proiecte de construcție. De fapt, atât de mult s-a concentrat Akhenaton pe ridicarea noului său oraș, încât a uitat importanța menținerii bunelor relații pe care le stabilise tatălui cu țările învecinate. Liniile de comunicare și diplomație aproape au dispărut. În al 12-lea an al domniei lui Akhenaton a lovit tragedia. Iubita lui Nefertiti dispare brusc din toate dovezile arheologice. Motivul este oarecum misterios, dar ce știm este că Akhenaton a început un război la scară mare împotriva lui Amon-Ra și a preoților săi. A încercat să șteargă orice urma numelui Amon. A mers până la a profana numele tatălui său ștergând numele lui Amon, Amen, din Amenhotep.
și-a construit și concentrat toată energia pe distrugerea acestuia și a început să neglijeze nevoile și dorințele propriului popor. Țara s-a angajat încet încet într-o coborâre în spirală. Akhenaton a fost învinovățit pentru că îl înfuriase pe Amon-Ra, dar răzbunarea zeului trădat nu s-a lăsat așteptată. În anul 1336 înainte de Hristos, Akhenaton a murit, lăsându-și fiul de 9 ani, Tutankhaten, ca succesor. Oamenii au început să se întoarcă în masă la Teba și toate construcțiile din noua capitală au fost abandonate. Imediat după moartea lui Akhenaton, preoții lui Amon-Ra și-au restabilit poziția. Apoi s-au apucat să lucreze la noul faraon. Preluarea controlului asupra naivului conducător s-a dovedit a fi o nimica toată. L-au obligat să schimbe numele în Tutankhamon, care înseamnă imaginea lui Amon. Tutankhamon a decretat apoi sub îndrumarea preoților că vina pentru declinul Egiptului îi aparținea tatălui său. Akhenaton a fost declarat eretic. Toate imaginile lui și ale reginei sale au fost șterse sau distruse, iar noua capitală a fost rasă de pe fața pământului. Numele lui Akhenaton a fost șters din istoria Egiptului, iar zeul tată Aton a fost redus la un rang minor. Visul monoteist al lui Akhenaton prin zeul Aton nu s-a îndeplinit niciodată. Insistând prea mult pentru a impune noua sa religie, Akhenaton și-a garantat eșecul. Dacă ar fi fost un faraon mai bun și mai înțelept, poate nu acesta ar fi fost deznodământul. Ce e sigur e că 1000 de ani mai târziu, o altă religie monoteistă care a apărut de jos în sus și împotriva unei rezistențe enorme, creștinismul, i s-a alăturat iudaismului în rândul credințelor de acest fel. Desigur, acesta nu este finalul poveștii. Poate vă întrebați, de unde știm de Akhenaton? Răspunsul se află chiar în pietrele folosite la ridicarea capitalei Akhetaten. Aceste pietre, numite Talatat, erau mult mai mici decât cele din care au fost construite piramidele. Puteau fi transportate cu ușurință, asigurând o viteză mai mare a lucrărilor de construcții. Din păcate, puteau fi și distruse cu aceeași ușurință. După distrugerea orașului părăsit, muncitorii au folosit aceleași pietre pe post de liant pentru zidurile Tebei. În urma studierii acestor pietre și chiar a posibilității reconstrucției unor secțiuni din zidurile originale din care au făcut parte, știm acum mai multe despre dinastia lui Akhenaton decât poate despre orice altă dinastie egipteană. Dar pietrele nu au fost singurele lucruri descoperite de arheologii moderni. În 1922, Howard Carter a făcut o descoperire neegalată încă, aceea a mormântului regelui copil Tutankhamon. Ascunsă printre comori magnifice, strălucea imaginea regelui Tutankhamon și a soției sale. Gravați în aur pur, regele și soția sa stau unul lângă altul, încălziți de razele zeului soare Aton. Mulțumim că ne urmăriți! Nu uita să vă abonați canalului de YouTube Pisoia și Tocilari!